Bună ziua, dragii mei! Continui etalarea pentru numărul 3, etalare pentru luna noiembrie, octombrie, sfârșit de octombrie, am făcut în videoclipul anterior, vă rog frumos să ascultați și videoclipul anterior, acum voi face noiembrie și decembrie. Am văzut că s-a și decalat un pic sunetul, așa că reiau citirea. În noiembrie aveți 5 de monede, regele de monede, 9 de cupe judecată, 6 de bâte și regele de cupe care a mai venit, cred că tot în noiembrie la numărul 2, dar într-o altă poziție, 7 de spade care nu prea îmi place și 8 de monede. Ca și final aveți 2 de bâte, 7 de cupe, regele de spade și regele de monede, și asul de monede. Spre sfârșitul lunii, analizați regele de spade, analizați opțiunile pe care le aveți, pentru că știți că trebuie să faceți o alegere foarte importantă. Sunteți la răscruce de vânturi, de drumuri, dar o fi. Ascultați și la răscruce de vânturi, că mi-a plăcut foarte mult, sau citiți, sau vizionați filmul, mi-a plăcut foarte mult. Interesant, răscruce de vânturi. Probabil că e o chestiune, e o poveste de dragoste. E o poveste de dragoste cu un personaj. Bărbatul era cuceritor, nu? Și ea era o persoană foarte educată și avangardistă. Gândea altfel decât majoritatea femeilor. Un caracter important. Parcă așa era, nu? La răscruce de vânturi, să nu greșesc. Dar, dacă așa vine inspirația, probabil că aveți în preajmă un personaj care gândește altfel și vă inspiră acum. Continui. Sunteți la răscruce de drumuri, trebuie să alegeți între opțiunile pe care le aveți și trebuie să vă faceți planuri, regele de spade, să analizați corect, concret, ce se poate materializa dintre opțiuni și ce nu. Oricum, spre decembrie, manifestați un început. Ori un nou job, ori bani, ori o nouă relație stabilă de lungă durată, cu potențial de lungă durată. Dar începeți noiembrie cu o problemă. Regele de monede pentru mine este căsătorit. Adesea reprezintă soțul și regina de monede soția, pentru că reprezintă monedele tradiția. Dacă sunteți soț-soție, s-ar putea să aveți probleme în cuplu. Ori și datorată banilor și datorită copiilor, însă, dacă aveți niște probleme financiare sau de cuplu, primiți inspirație, primiți inspirație. Văd aici o rază de lumină și aici văd o trompetă. Judecați profund, de fapt, ce vă face fericit în cuplu, cuplul în care trăiți, sau aveți nevoie de altceva, în sensul nu neapărat că v-ați plictisit, nu. E o judecată profundă prin care trecem toți și trebuie să trecem toți. Dacă energiile karmice care ascultă și care încă nu s-au trezit, nu înțeleg ceea ce spun, să le fie de bine. Însă toți avem nevoie de trezire și vor trece și ei prin trezire mai devreme sau mai târziu. Acum, în momentul în care asculți Sfântul Arhanghel Gabriel că îți vorbește și că te trezește din morți, n-ai cum să nu fii fericit, 9 de cupe. N-ai cum să nu fii fericit. Posibil că veți înțelege niște chestiuni legate de cuplu. Ce vă face cu adevărat fericit? Că 9 de cupe este fericirea ta ca om, da? Dragostea față de tine însuți, speranțele tale sau tradițiile, siguranța financiară și toate câte se trăiesc într-un cuplu tradițional. Și fac așa, simulând ghilimelele, da? În momentul în care înțelegeți acest lucru în noiembrie, nu e trăsnitul, este judecată, e o judecată care vine subtil, am zis, și prin analiza voastră. Vă hotărâți să mergeți victorioși într-o direcție, de-aia zis că sunteți la răscruce de vânturi, într-o direcție care vă hrănește inima. Aveți un 9 de cupe aici și aici un rege de cupe. Poate să fie un personaj în viața voastră care vă este tare drag, un personaj special, în sensul că are o imagine publică sclipitoare, dar sclipitor este doar aparența, sau scriitoare este doar aparența. În profunzime, personajul este de o sensibilitate specială și are capacitatea de a iubi. Dacă e un alt personaj, mergeți către el. Sau cu gândul să fiți împreună 9 și cu 1 10.
Și din acest motiv aveți această alegere destul de importantă între aceste, așa zisa poveste, nu e așa zisa, povestea de dragoste, că regele de cupe înseamnă dragoste profundă. Dragostea profundă care se poate manifesta, încerc să folosesc cu grijă cuvintele, manifesta în viața voastră, sau să alegeți problemele financiare și la care să munciți în continuare 8 de monede și să fugiți de dragoste cu 7 de spade, să fugiți de voi înșivă, să fugiți de fericirea voastră, să fugiți de trezirea voastră. 7 de spade, mulțumesc de inspirație. Aici este analiza pe care trebuie să o faceți în decembrie și cele două drumuri. Munca în care vă afundați, unii dintre voi, tot vreți să, poate aveți un sindrom al sărăciei, niciodată nu vă ajung banii, da? Sau dacă sunt niște probleme, credeți că acele probleme din cuplu sunt datorate problemelor financiare? Nu. Ci din cauza că cei doi, în momentul în care s-au cuplat, s-au cuplat cu cupa goală. Și niciodată nu și-au umplut cupele, niciodată nu și-au umplut sufletele. Și aici este. Ca să fii fericit, nu trebuie să aștepți pe cineva să te facă fericit, trebuie să fii tu însuți fericit și apoi în momentul în care ai prea plin să oferi celuilalt. Și aici este înțelegerea, trebuie să aveți voi în prea plin ca să puteți să mergeți, da, cu acest prea plin eventual, ați poate să fie regele vostru, regele, să vă descoperiți, regele vostru de cupe, da, și să oferiți cuiva. Ideea e că totuși ar putea să fie un aspect separat de această problemă, pentru că o văd aceasta centrală și flancată de problemele financiare. Da? Aici este. Încercați să vă centrați, apropo, pe spiritualitate, sensibilitate, pasiune, victorii, inspirație divină și să nu fugiți. De aceste lucruri în muncă. Eventual, pentru unii dintre voi, mare grijă, posibil să, la locul de muncă, să aveți pe cineva care vă minte. O să și clarific. La capătul setului de cărți am zis că aveți valetul de monede. Vreți să manifestați ceva, asul care se va manifesta, da? Să puneți în realitate, în practică. Și ce? Întâlnirea cu o dragoste, cu un personaj special. Dar știți, aici este judecata pe care o veți face în noiembrie. Știți că la acest personaj, am zis clipitor pentru unii, femeia, bărbatul vostru divin, personajul care vă completează, la acest personaj la care vă gândiți tot timpul, nu puteți să veniți cu cupa goală, așa cum a stat în relația karmică. Cupa goală se mai șterge de praf cu altă cupă goală și uite, așa mergem înainte. Nu. Acolo trebuie să veniți altfel, cu dragoste, cu victorii, cu încredere. Flăcări gemene eventual pentru unii, pentru că este un trăsnet. Am mai zis și la sfârșitul videoclipului, pentru unii poate să fie o distanță care v-a separat, niște conflicte. Ia uite, relația, jobul sau relația, tradițiile care vă apasă, știu, e 10 de monede, de bâte, nu de monede, dar pentru mine reprezintă și o căsătorie epuizantă în care uitați cine sunteți. Uitați că sunteți ființe divine sau cu fărâmă de divinitate și vă purtați, da, gen 5 de monede. Și totuși, repet, a apărut această pasiune. Repet, pentru că am spus și în videoclipul anterior, dar probabil că era decalat. A apărut această pasiune pentru un personaj, regina de cupe și regele de cupe, cu care puteți să faceți un cuplu divin, să intrați într-o vibrație divină, pe plan sentimental, dar și, da? Pentru că e foc, și pasional. Acolo nu vă veți plictisi, veți simți dragostea profundă. Da. Și veți manifesta, veți materializa
această întâlnire la care vă gândiți, valetul, vreți să oferiți ceva și veți oferi. Și nu e vorba doar ce vreți să oferiți cuiva, este vorba și de ce vă oferiți voi vouă înșivă, da? Ce vă oferiți și vouă înșivă, pentru că meritați, da? Sunteți responsabili, nu zic nu, cu regele de monede. Poate să fie alt personaj, dacă nu vă simțiți voi în această etalare, dar totuși citeți despre voi. Dacă e un alt personaj, soț, tată sau soție cu care aveți probleme, da, tot acolo, deci cât aș încerca să schimb exprimarea, tot acolo se ajunge. Eventual ei, dacă e un personaj care are un cuplu cu probleme, ei trebuie să aleagă regele de spade, da? Regele de spade sau regele de monede. Ei trebuie să aleagă între șapte de cupe acest vis frumos care se poate manifesta în realitate și banii. Dar dacă aleg banii și cuplul karmic și problemele acestea materiale, se mint pe ei. Posibil la un moment dat să fugă în muncă. Posibil. Dar tot vor trebui să ia decizia corectă. Și se va manifesta un nou început. În ce sens? Posibil pentru unii un început în secret, în care se va discuta despre această atracție, despre această fericire, da? Pe care o simțiți în preajma cuiva și care devine obsedantă, vă dezechilibrează financiar sau structural, așa ca tradiții. Trebuie să decideți iar. Va trebui să decideți în noiembrie ca să puteți manifesta adevărul. Hai să vedem. Nu. Hai să-mi clarific. Nu. Hai să clarificăm un pic în noiembrie. În noiembrie. Da, e flacără. În noiembrie. Șapte de spade, te rog frumos. Pentru numărul 3. O dată. De 2. De 3 ori. Regele de cupe. Roata norocului și împărăteasa. Împărăteasa, regele de monede, iar deciziile, doi de spade, chestiuni care țin de tradiție, împărăteasa și regele de monede. Soțul, regele de monede e și aici. Poate să fie și balanță, poate să fie și taur cu împărăteasa. Dar poate să fie, evident, pentru unii posibil. Și așa simt. Posibil să fie întâlnirea de destin cu femeia voastră divină pentru unii bărbați. Care s-a manifestat. Și acum sunt vibrațiile acestei întâlniri. Și aici este. Să nu vă păcăliți inima. Dacă voi fugiți în muncă, s-ar putea să fugă și personajul respectiv. De implicare. Un mesaj a venit, nu mă așteptam. Vedem o carte. Uf! Totuși. Apare invocarea. Aici este. Nu fugiți. Nu vă păcăliți pentru că tot vă atrage, vă invocă. Dragostea vă cheamă. Ah, ce frumos! Dragostea vă cheamă. Am impresia că e un vers din Rumi. O să caut poezia. Sper să nu uit să scriu sub video. Dragostea mi-a spus. Interesant, vai, dar ce-mi place piesa aia. Dragostea mi-a spus. Am o ușoară durere de cap, probabil că aveți probleme unii cu viziunea acestei iubiri. Dar vă invocă, vă cheamă dragostea. Nu fuciți de ea cu șapte de spade. Regina de bâte. Ei este și pasiune, repet. Și iubire. Clarificăm. 8 de monede odată, de 2, de 3 ori, 7 de monede aici. Știți că trebuie să așteptați să munciți
eventual pentru că aveți un 7 de monede și 7 de spade. Cu cât fugiți, cu atât îngreunați transformarea acestei relații. Pentru că 8 înseamnă și transformare. Transformare prin implicare. Da, sunteți un pic precauți, într-adevăr. Voi, ei, vedeți cine, unde vă simțiți poziția. Dar dacă voi fugiți, înțeleg că e o tendință de a fi precaut pentru că ați experimentat alte chestiuni. Ia uite, dar e dragoste aici, mai sunt îndrăgostiții, gemeni. Ia uite, energie tai chi, e energie care vă completează magicianul. Se poate manifesta această dragoste. Eventual, până vă întâlniți, până se manifestă în realitate, întâlnirea, pentru că tai chi este energia, se manifestă în alte spații dimensiuni. Dimensiuni, da? Da, doi de bâte, iar apare doi de bâte, așa cum apare la final, trei de cupe. Trebuie să alegeți între această dragoste pentru un personaj independent, eventual, comunicarea cu... La un moment dat, în timpul unei comunicări, s-a produs o neînțelegere, o dezamăgire pentru unii dintre voi. Da? O să mai vedem. Mai dăm o carte pentru 5 de monede. Odată. De două ori. De trei ori. De extraordinar. Tot 5 de monede. Înseamnă că ce am spus este adevărat. Și iar a venit, iau împărăteasa și întâlnirea de destin. Întâlnirea de destin care vă scoate din acest format, regele de monede. Am pus jokerul că încă. Nu l-am schimbat. Aici este. Trebuie să aveți o viziune despre viața voastră. O alt fel de viziune. Doi de spade, 8 de cupe. Pentru unii posibil este o separare necesară ca să aveți viziune și să vă ascultați intuiția și îngerii, să înțelegeți de fapt ce cu această poveste. Clarificăm doi de bâte. Odată. De două ori. De trei ori. Prințesa de spade. Aici este. Comunicare. Trebuie să comunicați. Pentru că regele de bâte de obicei nu comunică, stă și analizează. Dar, dragii mei, în manifestare este foarte important, magicianul are toate cele 4-5 elemente, da? Este important să și, să și exprimați. Ia uite, trei de bâte, o distanță între voi. Ah, unii treceți printre eremitul, printr-o perioadă foarte întunecoasă de care trebuie să vă detașați, iar distanța, deși este un magnetism între voi și acest personaj, este un magnetism special. Teribil, da? Dar, dacă e distanța 6 de spade, distanța asta vă face să vă simțiți așa ca într-un hău, ca într-un întuneric. Remitul și luna. Treceți prin toate fricile. Voi sau ei, evident. Din cauza acestei distanțe. Dar este necesară distanța asta care afectează comunicarea. Este necesar ca să vă înțelegeți, să înțelegeți de fapt ce iubiți, cum iubiți, cine sunteți voi cu adevărat. Voi în relațiile karmice tradiționale sau voi cu personajul vostru divin. Hai să mai vedem în noiembrie ce se mai arată. Mai îmi povestiți. Nu știu cum o să fac, să-mi pun pe site ce opțiune să pun ca să... Puteți să scrieți poveștile voastre de dragoste, nu de suferință, de dragoste. Vrem să manifestăm dragoste, dragii mei, da? Și atunci vorbim despre dragoste ca să se manifeste. Cu cât vorbim despre suferință, se manifestă suferințele. Hai să vedem. În decembrie, da? Este cumplit cărțile pentru numărul 3 în decembrie. Aș vrea să, dacă vreți, dacă vă face plăcere, să căutați și în playlist-ul de la începutul anului 2021. Acolo sunt și etalările pe întreg anul
Și bine, pentru ultimile luni aveți doar o singură carte, dar vedeți, acum vorbim mult mai mult decât atunci, vedeți cum se completează informațiile de acolo cu informațiile de aici, da? Ia uite, pasiune și dragoste. Trebuie să alegeți dragostea. Dragostea mi-a spus, cum zicea Rumi, Doamne, de o melodie și niște versuri superbe. Da. Trebuie să renunțăm la tot pentru dragoste odată, de două ori, de trei ori. Dacă se aude mai încet, dați mai tare. În decembrie. Șase de spade, călătoriți. Ah, ce frumos! Și începe să manifestați către soare. Ia uite, ca un soare. Dar e... reflectorul. Asul de spade. Patru de cupe. Începeți în decembrie, sfârșiți anul cu două cărți care sunt foarte puternice. Cinci de spade, șase de spade, cavalerul de spade, regele de băte și împăratul, interesant. Opt de băte. Iar faceți călătoria vieții voastre. Ah, am zis a vieții voastre, ce frumos! Mulțumesc de inspirație către sufletul vostru pereche. Mai, ce frumos! Și o luați de la zero? Sau cel puțin vreți? Dar va trebui să aleagă și ei? Iar apare doi de băte. Și conflictele. Posibil și ei trebuie să aleagă, pentru că iar o chestiune care ține de lume, de distanță. Poate știți că trebuie iar să vă întoarceți de unde veniți. Deci este problema, provocarea, stresul. Dacă sunteți la o distanță mare și știți că trebuie să faceți periodic drumuri, aici este problema. La capătul setului de cărți, patru de monede. Care patru de monede vorbește despre întâlnirea cu sufletul pereche sau flacăra geamănă sau sufletul flacără, da? Patru de monede. O întâlnire cu prietenii. Faetonul care este determinat după ce a ales. Să lase în urmă. Ia uite, șase de monede. Și șase. Lăsați în urmă pe cineva, un personaj narcisist care va dezechilibra viața din punct de vedere financiar, eventual. Pentru unii dintre voi. Lăsați în urmă. Alegeți să mergeți către casă, eventual, către un personaj care vă face fericit. Știți voi către cine vreți. Știți voi mai bine decât mine, pentru că voi știți ce aveți în gând, da? Că e casă, că-s prieteni, că este un suflet pereche cu care vreți să aveți o întâlnire romantică. Restaurant, depinde. Dacă aveți pașaport verde sau nu. Dar nu contează, puteți să aveți acasă, să faceți restaurantul acasă. În fine, șase de spade, cinci de spade. Lăsați în urmă conflictele. Dacă aveți dușmani în preajma voastră care vă pun probleme, vă vorbesc urât sau vă pun... blocaje, îi lăsați în urmă. 5 și 6 e o evoluție, e bine. Am văzut că s-a terminat noiembrie cu personaj care vă minte, eventual, în care v-ați implicat într-o relație sau la locul de muncă, vedeți. Lăsați în urmă conflictele mentale și ale voastre și minciunile altora și manifestați. Uite, dar iute, cavalerul de spade, manifestați foarte repede, pentru că aveți cuvântul și în momentul în care cuvântați, asul de spade, da? În momentul în care cuvântați, se manifestă în realitate. Foarte rapid. Aici m-am rănit eu. Aveți un început, un job, eventual o relație de lungă durată sau măcar în adevăr, cu potențial de lungă durată, rămâne de văzut, dar în adevăr. Asul de spade. Ia, trebuie să vorbiți despre pasiunea pe care o simțiți, trebuie să vorbiți despre ceea ce vă doriți, că vă doriți lucruri concrete, stabile, nu doar așa, niște scântei, da? Pentru unii, interesant.
Să vină cineva. În momentul în care lăsați conflictele și problemele, să aveți două personaje de ales între două, că tot am văzut doi debute, interesant, da? Să aveți de ales între două personaje. Un personaj care vine iute, posibil cu aspecte puternice în semne de aer. Dar văd aer și aici. Deci, dar posibil două personaje. Dar care vrea să manifeste niște lucruri stabile și un personaj cu aspecte puternice în semn de foc, regele de băte, cu teribilă pasiune și atracție pentru voi, care vrea să manifeste, tot așa, un adevăr, un început. Eventual o relație mai degrabă mentală, să zicem, deși la câtă pasiune are... Deci, posibil pentru unii că a trebuit să spun chestia asta. Și aici trebuie să alegeți. Doi de bâte încă se simte în aer, ca și vibrație. Pentru că am văzut cărțile care intrau în decembrie, da? Va trebui să alegeți, clar. Și totuși există niște lacrimi undeva în decembrie. O să le clarific. Patru de cupe și împăratul. Aș vrea să cred că vor plânge oamenii care au încercat să vă controleze. Aș vrea să cred chestia asta. Aș vrea foarte mult, pentru că totuși finalul înseamnă 8 de băte, călătorie cu victorie în sus, înspre cerurile sufletului vostru și acolo unde vă întâlniți, în cerurile acelea unde vă întâlniți cu sufletul pereche, veți reveni ca să manifestați ceva nou. Hai să și clarific. Clarificăm, te rog frumos. Patru de cupe. O dată, pentru numărul 3, în decembrie. De două ori. De trei ori. Ups, scuze. Patru de cupe, cinci de cupe sau doliu, da? De ce? Ia regele de monede pentru atitudinea aceea materialistă, pentru poate soțul, da, soțul sau soția, persoana aceea care dorea stabilitate și nu vă înțelegea nevoile sufletești, cu care posibil ați avut și conflicte. Poate nu e soț, că am văzut și la locul de muncă, poate este vreun șef. Ia mai dăm o carte. Am văzut și puterea. O dată. De două ori. Mai dăm o carte pentru acest șef. Trei ori. Justiția, dar a venit pe... Justiția. Dar a venit pe diagonală. Pe orizontală. Iar cineva cu care aveți un contract, cumpăratul, poate să fie la locul de muncă. Dar poate să fie și un soț sau o soție care vă controlează. Dacă voi vreți începe să manifestați ceva nou și vă întâlniți cu sufletul pereche și luați la zero, clar. Justiția pe orizontal avertizează despre niște nedreptăți. Mai dăm o carte, ia. Și totuși, la capătul setului de cărți aveți emoții pentru cineva care vă cheamă, invocă, vă cheamă. Da? Marele preot și 10 de cupe. Și 6 de cupe. Cu care puteți... E un soi de profesor spiritual pentru voi, această dragoste. Mai dăm o carte. Pentru justiția pe orizontală. O dată. De două ori. De trei ori. 7 de cupe. Sunt niște confuzii. Ia mai dăm 5 de bâte. Dăm și pentru împărat o carte. O dată. Uf. 8 de bâte. Dar pe orizontal. Și 5
5 de spade, 5 de spade care apare aici. Am înțeles acum. Pentru unii dintre voi, cu 5 de spade și cu conflicte sunt legate de această călătorie. Posibil să fie ale voastre. Pentru că în spate la 5 de spade este vulnerabilitatea. Aveți tendința să vă blocați cu împăratul. Voi sau persoana respectivă are tendința să se blocheze. Dar eu așa simt. Și din cauza acestui blocaj, tendința de a sta în trecut, de a regreta, pierdeți ocazile cu 4 de cupe. Pentru că vă gândiți prea mult la trecut, la decepțiile trecutului și sunteți într-un dezechilibru. Preferați visarea, 7 de cupe. Decât să vă deschideți unii dintre voi. Dar aici este provocarea. Aici e o provocare. Pentru că am văzut la un moment dat trecere de spade care analizează 7 de cupe și asul de monede care apare aici. Iar 7 de cupe și asul de monede. Da? Dar știm bine că persoanele mentale nu-și arată emoțiile adesea până să se întâmple acea întâlnire specială. Da? Și atunci au tendința să viseze, pentru că visul tot o stare mentală este, da? Și emoțională și mentală. Și totuși, dacă aici este controlul vostru, împăratul, vedeți cărțile, da? Dacă aici este controlul vostru, în legătură cu acest 8 de bâte care a venit tot pe orizontal, comunicare, călătorie, expresivitate sexuală, artistică, da? Totuși se va manifesta. Că apare asul de, 8 de monede? Ha, ce mă! Apare, uite, și munca, da? 8 de monede și 8, nu apare, dar l-am spus, da? Și 8 de bâte. Vă veți implica. Veți călători și vă veți implica în întâlnirea cu și manifestarea acestui suflet pereche. Pentru că știți totuși că este nedrept. Vă dezechilibrează să stați să visați. Eventual vă dezechilibrează opțiunile pe care le aveți. Pentru că aceasta este o opțiune specială, 4 de cupe. Și dacă o pierdeți, 4 de cupe, mergeți către 5. Către regrete eterne. Și către karmă, da? Justiția pe orizontal. Către karmă. Și voi vă doriți asul, vă doriți dreptate. Dacă e dorința cuiva, poate mai bine. Clarificăm 6 de spade. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Uf! 9 de cupe aici este, 6 de spade, 9 de cupe. Mergeți către dragoste față de voi, cum am zis mai devreme, către persoana care vă umple cupele, care vă dă speranță. Mergeți către soare și manifestați în realitate adevărul acesta, că voi țineți la ei și că îi doriți. Aici, judecați între acest as de bâte și doi de cupe, care înseamnă două inimi, două suflete perechi, cu multă pasiune, judecați. Și relațiile toxice pe care le-am văzut, 5 de spade, împăratul într-o formă sau alta, sau atitudine, sau fricile, da? Dependențele. Elementele toxice din viața voastră, din voi și din alții. Clarificăm și 5 de spade. O dată. De două ori. De trei ori. Doi de spade aici este. Blocați-vă dușmanii. Eventual fiți atenți cu 10 de... Blocați-vă dușmanii pentru că aveți niște dușmani acasă. 10 de... Sau la locul de muncă. 10 de monede, da? Cam atât. În principiu. Eu zic că o să manifestați acest început până la sfârșitul lui decembrie, într-o formă sau alta. Cu sufletul vostru pereche. Măcar prietenie și vedeți ce va mai fi. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Pa, pa!